Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe județe din România. Zonele în care ploile torențiale au inundat șoselele România a fost lovită, azi noapte, de vreme extremă. Ploile torențiale și-au făcut apariția în majoritatea zonelor din țară. Mai exact, inundațiile au făcut prăpăd în mai multe județe. O ploaie torențială a blocat întreg orașul în Cluj-Napoca. În timp ce mașinile nu au mai putut circula din cauza apei care măsura jumătate de metru, sub un pod din oraș șoferii au rămas blocați. Astfel, ei au fost nevoiți să se tracteze unii pe alții. Mai mult decât atât, inundații au fost și în județul Mureș, acolo unde turiștii care au vrut să viziteze turnul cu ceas din Sighișoara nu au putut să urce scările din cauza apei care curgea și roaie. În Cluj-Napoca o ploaie torențială de câteva zeci de minute a blocat întreg orașul. Majoritatea străzilor s-au transformat în râuri, motiv pentru care mașinile nu au mai putut circula. Ei bine, în timp ce pe mai multe străzi din Cluj-Napoca umeroase guri de canalizare au refulat, lângă primărie a apărut o adevărată fântână arteziană.